Vodafone te aduce aproape de lotul olimpic al României. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Noi suntem Lucia Mihalache, sportiva noastră de la Talere. Spune-mi, cum te simți acum? Ești fericită pentru... Acum, da, după toată tristețea de ieri, mă simt mult mai bine pentru că tocmai a câștigat Alin aurul olimpic, o medalie pe care ne-o dorim de atâția ani de zile. Și acum, da, mă simt efectiv mult mai bine. Ce înseamnă pentru Alin Moldoveanu aurul ăsta? Nu pentru Alin Moldovan, ca pentru orice sportiv și ca și pentru noi, e ceva fantastic. E titlul suprem și îl aștepți 4 ani de zile. Foarte... Nici n-am cuvinte, eu sunt încă impresionată, tocmai s-a terminat finala. De-abia pot să vorbesc, dar e ceva fantastic. El era pregătit pentru a participa la concursul ăsta la Beijing. Aproape că era să ajungă în final, acum a fost în finală. Da, păi pregătiți suntem toți, dar el a avut un antecedent cu finala din Beijing, un ghinion extraordinar, dar acum s-a răzbunat cu vârf și îndesat și a luat aurul olimpic. Cum e pentru el să tragă practic la o gămălie de ac, să nimerească pentru un trăgător? E foarte greu, orice sport e greu în lumea asta, dar cred că ar fi mai bine să-l întrebați pe el, că oricum el știe mult mai bine. Diferă foarte mult proba lui de a mea, așa că mai bine îl întrebați pe el. Ai plâns, am văzut, pentru de fericire. Am lăcrimat, pentru că de plâns, plângi când câștigi, el o să plângă. Eu doar am lăcrimat și am fost fericită. E un lucru extraordinar, adică nu cred că se aștepta nimeni să ia aurul olimpic tirul, dar uite că prin Alin am reușit. Chiar ai spus, uite, avem o medalie de aur la tir. La tir, da, specificat. Pentru că orice medalie e importantă în delegația noastră și este binevenită, dar faptul că vine de la noi de acasă, din tir, este mult mai important. Prima medalie de aur la tir pentru România. Da. Este ceva fantastic. Da. Bine, și medalia Alinei este foarte importantă și un lucru fantastic, mai ales la cum a concurat ea săraca în finală, dar asta parcă e mai deosebită. Povestește-mi despre concursul tău. Și tu ai venit pregătit aici la Londra da, să... Da. Concursul meu, în câteva cuvinte, este cam așa. După prima manșă eram pe locul 1, după a doua eram în finală pe locul 5 și după ultima manșă am căzut 6 locuri. Deci am fost cam cum e Alin la un milimetru de car. Așa am fost și eu. 2 puncte de finală. În ideea că s-a tras proști în finală, din cele 6 fete, 3 au tras manșe de 20 și de 21, deci acolo se poate întâmpla orice. Asta a fost ghinionul meu, sau probabil am aceeași soartă ca și Alin. M-am pățit de la cu 4 ani, probabil că la Rio o să iau eu medalia, nu știu. Aș sper să fie bine. Am fost un pic dezamăgită, m-am mai liniștit acum cu performanța lui Alin, dar viața merge înainte și... mă duc în continuare. Povestește-mi, lumea se uită, poate nu înțeleg foarte bine ce înseamnă efectiv un concurs de talere. Talerul este aruncat, fă o istorisire scurtă acestor... Na, e cam greu să explic toată proba, că durează foarte mult, dar ideea este că proba mea de schi, talere aruncate din turn, are 8 posturi. Pe fiecare post tragi un turn mare și o dublă. Deci este când la fiecare post pleacă 2 talere deodată și trebuie să le împuși pe rând, adică să te miști foarte repede. Ele parcurg 67 de metri în 3 secunde și ai anumite corecții. Pe fiecare post este o altă corecție, este o altă așezare, o altă așteptare. Într-un cuvânt este greu și trebuie să te miști foarte repede, să fii foarte limpede. Este un consum psihic enorm, mai ales la Jocurile Olimpice, unde avem spectatori foarte mulți. Mulți au impresia că la proba noastră se practică același lucru ca și în finalele de pistoale și de puști, unde se poate aplauda, unde se poate vorbi și trebuie să facem față și acestor spectatori care până la urmă au plătit un bilet să ne vadă. Consumul psihic este foarte mare și... în final, cifrele vorbesc și deocamdată, de data asta, pentru mine, nu prea bine.
ai tras primele șase, de primele șase rânduri ai tras foarte bine. De ce? Ce s-a întâmplat pentru tine în primele șase momente? Erai pe primul loc. Eram pe primul loc și după finală era, și după a doua manșă era ok. La ultima manșă a început ploaia, ca să fie așa capacul la toate. A început ploaia și din dorința mea de a fi, aveam impresia că sunt mult mai sigură pe taler, să, când plouă și când bate vântul, talerul nu mai are traiectoria normală. Și atunci, ca să fiu sigură că îl împușc, am vrut să trag mai scurt. Și din dorința de a face probabil prea mult, am pierdut patru talere care, de care nici nu aveam nevoie de toate decât de două ca să fiu în finală. Dar asta este, nu pot să aduc înapoi ce s-a întâmplat și merg înainte. Vântul, ploaia nu este la fel pentru toată lumea? Nu, vântul nu este pentru toată lumea, pentru că vântul bate rafale și odată îți bate din spate, odată din lateral, talerele le mișcă, nu știi, când bate vântul ai plecarea talerului, te duci după el, el se poate duce 2 metri deasupra traiectoriei sau 2 metri sub traiectorie. Și în momentul când ai o dublă și te duci după primul taler care nu are traiectoria normală, automat întârzi venirea la cel de-al doilea taler și de cele mai multe ori ajungi prea târziu. Cel de-al doilea neștiind iarăși unde se duce, în sus, în jos, sau chiar în momentul în care dai focul, vine o rafală mai puternică și ți-l bagă în pământ sau ți-l ridică și nu mai poți să faci nimic. Putem spune că dacă nu se schimba vremea în etapa a doua și a treia, da, puteam să ne gândim în da, cele trei medalii? Atât aveam nevoie de o oră, de o oră de cer senin. Și poate era și la mine o medalie, o finală, mai mult ca sigur. Dar v-am spus, asta e istorie, nu mai contează, mergem înainte. Acum ne bucurăm pentru Alin și mergem înainte, alți 4 ani de muncă. Ești hotărâtă să mergi la Rio? Da. Da, pentru că în tot ghinionul ăsta al meu am fost solicitată de către o firmă să trag în continuare, fiind sponsorizată de ei. O să-mi dea probabil o armă nouă și sper să fie bine. Tu ai o armă din 1990, tragi cu ea... Da, din 1991, 91. Da. E un fel prietena ta cea mai bună. Absolut, absolut. Și mai am un DT-10, care e și aia o armă bună, dar n-a reușit să mă acomodez cu ea. Adică orice lași acasă sau orice, la orice, dar arma... Da, arma nu. Arma nu. Povestește-mi despre cea care a câștigat, cum o cheamă? Kimberly Rhodey. Ce s-a întâmplat? Ea a mers extraordinar? Ea, da, ea e altceva, ea și restul lumii și în clasamentul mondial tot ea conduce. Iar are un alt stil de pregătire, trage foarte, foarte mult, are 4 ștanduri acasă. Acasă la ea? Acasă, da. Și, da, patru ștanduri de tras. Da, patru locuri de tras. Patru a câte 8 locuri de tras. Și chiar am vorbit cu ea înainte de competiție, eu neavând poligon la mine acasă în Arad. Ea mi-a zis că pe o rază de 50 de kilometri are 5 poligoane. Deci poate să se ducă unde vrea ea să facă antrenamente. Eu trebuie să mă duc ori până la Timișoara și de cele mai multe ori până la București, 600 de kilometri. Ceea ce nu este foarte bine. Dar ea are 4 ștanduri pe care are ca și fundal și contează foarte mult la noi. Are pe un ștand are fundal pădure, pe un ștand are pădure plus, capătul pădurii plus cer. Pe unul are cer și pe unul are niște ventilatoare care când le bagă în priză bate vântul și dacă mai pune și niște pune un furtun sau două furtune dă drumul la apare și ploaie. Și asta face zilnic, zilnic. Altă preocupare nu are. A ajutat-o schimbarea asta de... A ajutat-o foarte mult. A ajutat-o foarte mult. Și ca dovadă și rezultatul. Așa ceva, noi totdeauna eram la bătaie la un punct, două, una de cealaltă. Iar acum, după final, a avut 9 puncte avans față de locul 2, ceea ce e enorm la noi. Unul dintre oamenii care s-au uitat pe aplicație a întrebat ce trebuie făcut
în ca tirul să fie un sport mai popular în România? Tu, practicant, cam câți oameni? Poate să nu mai fie fotbal sau... Nu știu. Nu cred. Tirul nu este mediatizat. Practic, lumea știe de noi, cred că din 4 în 4 ani, când sunt Jocurile Olimpice și ne căutați. Dar în rest, nu prea este mediatizat. Probabil că o mai bună mediatizare sau, cum să zic, noi facem tot ce e posibil. Umblăm și prin școală, aducem copii, dar nu depinde numai de noi. Deci de la noi în sus ar trebui să facă ceva pentru sportul ăsta, în general, pentru toate probele din tir. Tu, de fapt, în România te bați de una singură pentru... Adică n-ai Nu mă bat de una singură pentru că mai am 5 colege și... Dar eu sper să primești și bătaie, că ar fi cazul de atâția ani de zile. Acum sper să crească și ele și să aibă rezultate bune. Ele vin în urma mea, n-are cine altcineva. Sper să mai rămână. Unul dintre prietenii care s-au uitat pe site a întrebat dacă ai făcut un alt sport în afară de tir. Am mai făcut, dar nu de performanță. Ăsta e singurul care l-am făcut de performanță și cu pasiune, efectiv. De la câți ani ești cu pușca pe umăr? De la 16 ani. Inițial am început cu proba de pușcă ca lui Alin, la aer comprimat și la glonț, dar mi se părea foarte monotonă și am întrebat dacă nu este o probă mai dinamică, mai de acțiune, așa. Și mi s-a propus skit-ul și am rămas din 1984 tot la skit. Sunt fidelă. Ce calități îți trebuie să faci proba asta la calitate maximă? Să ai un psihic foarte bun, o viteză de reacție mai deosebită decât a celorlalți și foarte, foarte mult pasiune, că fără nu poți să faci nimic în viața asta. Cât te antrenezi pe zi ca să poți să zici că faci performanță? Păi în perioada de pregătire și 6 ore stau pe poligon, în perioada de acumulare, iar în perioada competițională cam 4 ore pe zi. Fiul dumneavoastră câți ani are? Fiul meu are 16 ani, face 17 ani în octombrie și mă susține total, m-a sunat și după: mami, nu fi supărată, lasă că mergem mai departe. Acum, ca și orice copil care își iubește mama, mă susține. Cred că ați învățat și pe el să tragă cu pușca. Ar putea și el să vă urmeze într-un fel sau nu are această pasiune? Nu. El preferă, a făcut handbal, dar nu mai există echipa, s-a desființat și a ajuns la concluzia că cel mai bun sport este învățătura. Are ca hobby ciclismul și airsoft-ul, dar ca și sport de performanță nu învață. Vrea să facă o facultate mai deosebită și învață. Dar l-am dus cu mine și la vânătoare, l-am dus și în poligon. Are o problemă că este stângat și ochiul director este dreptul, deci nu prea mai mult se chinuie. Coșmarul după concurs, așa, să te trezești noaptea, să... Nu, coșmarul, am totuși o experiență și coșmarul nu poți să ai după un concurs. Este dezamăgirea aceea. În schimb, la cât de... este un sport care te solicită foarte mult psihic. Și am dormit foarte mult. Am dormit foarte mult, eram epuizată și dezamăgită și astea două... Acum, totuși, e mai bine că avem o medalie prin Alin Moldoveanu și este mai bine, altfel. Știu că înainte de concurs a fost festivitatea de deschidere, da. Stadionul aproape, jocurile s-au deschis cu multe focuri de artificii. Da, n-am participat la festivitatea de deschidere în ideea că a doua zi dimineața la ora 8 trebuia să fiu un poligon, deci trebuia să mă trezesc la 6 dimineața. Cum de altfel m-am trezit toată săptămâna la 6 fără un sfert și nu puteam să particip. M-am uitat la televizor până a fost delegația României, după care m-am culcat. M-am trezit când au fost focurile de artificii, dar la prima bubuitură, dormind, m-am speriat că așa când dormi și ești liniștit, mai ales un așa zgomot puternic, și mai ales la ce discuții au fost înainte și comentarii, m-am gândit: Doamne, să nu se fi întâmplat ceva. Și m-am ridicat și m-am uitat și pe geam și am zis: Doamne, colegii mei! Și după aia, când am văzut că urmează și celelalte
bubuitor, m-am liniștit și... Te-ai gândit la un atac terorist ceva, probabil. Păi, dar nu, lumea tot vorbea înainte, știi cum e, și înainte de Beijing, tot așa s-a vorbit și acum la fel, toată lumea, securitatea a fost mult mai mare în ziua deschiderii jocurilor și normal că te gândești fără să vrei. Întreabă cineva, chiar amuzant, dacă filmele tale preferate sunt cele cu împușcături. Da, păi nu, filmele preferate sunt toate în afară de cele science fiction. Urmăresc cu plăcere orice film. Și dacă sunt vechi și dacă sunt mai actuale. Vreo adversară care simți că nu ai cum să o bați, există? Nu, nu mi-e oricine frică. Poate fi. Dar toți suntem oameni și toți putem greși. O aștept și pe Kimberly să greșească o dată, dar nu mi-e frică de ea. Este chiar așa un robot în acest sport? Da, da, da. Ce determină un om să se apuce de tir, întreabă cineva? Plăcerea și pasiunea de a face sportul ăsta, că altfel nu poți să faci nimic. Adică dacă îți place să tragi cu pușca, tragi cu pușca. Dacă îți place să vâslești, te duci la canotaj sau la caiac. Dar mie asta mi-a plăcut. Nu știu de ce am avut așa o pasiune. Când am fost mică, normal chestia asta nu este voie să o faceți, când am avut 14 ani, un unchi de-al meu vânător mi-a arătat pentru prima dată pușca și m-a lăsat să trag cu ea. Și am fost foarte impresionată și eu știam că este o pușcă și eu vreau să mă duc să fac pușcă și de fapt am ajuns la aer comprimat și la glonț și nu era ceea ce îmi doream eu și ceea ce îmi plăcea. Și după un an de zile am ajuns la pasiunea mea, care, uite așa, dintr-o... Și mulți oameni se apucă și de vânătoare și de tir la vârste mai înaintate, efectiv, numai după ce trag. Că așa, din povești, nu prea te-ar interesa așa și nu prea știi. Dar în momentul în care pui mâna pe o pușcă... Simt ceva. Da, da. E un sport exclusivist? Poate să fie făcut de oricine? Da. Pușca costă foarte mulți bani? Pușca costă foarte mulți bani. Dacă ești junior, dacă ești copil, ai 13-14 ani, poți să o faci în cadrul unui club, dar dacă ești peste 20, deci... Aici trebuie, intervine alte probleme, trebuie să o cam faci pe banii tăi. Că niciun club sportiv nu te legitimează la o vârstă atât de înaintată. Cât costă o pușcă? Da, de performanță. Care faci tu performanța? Aia, bereta aia veche, costa vreo 2.000-3.000 de euro. Asta altă care o am mai nou costă 7.500. Și următoarea pe care o să primez, nu știu. O să vă spun când o să primez. Să știi că ești pasionată de vânătoare. Da, și pe de o parte am probleme, pe de o parte am susținători. Multe persoane nu prea agrează, dar nu știu, pentru mine vânătoare e o artă. Eu nu mă duc acolo să ucid sau să fac rău cuiva. Din contră, cred că noi vânătorii și practic cred că e cea mai veche meserie din lume sau ocupație din lume. Și cred că noi vânătorii suntem mult mai corecți pentru că acordăm o șansă vânatului și nu împușcăm decât partea masculină a vânatului. În schimb, în abatoare nu contează de unde, ce fel de sex are animalul, îl îngrădește, îi dă în cap și îl omoară fără să-i acorde nicio șansă. Deci cei care comentează la articolele apărute cu mine în legătură cu vânătoarea, ar trebui să știe că totuși ei mănâncă carne și trebuie să știe de unde vine, nu mănâncă numai iarbă sau fructe. Și un lucru foarte urât pentru că se leagă și de mine și de familia mea și nu e frumos. Ce-i vânat? Ai vreun trofeu? Nu, eu nu vânez trofee, eu nu vânez cantități industriale, eu mă duc efectiv de plăcerea de a umbla în natură și umblu chiar 10-15 km pe zi și o pușcă de plăcerea de a mânca un iepure sau o supă de fazan sau o carne de mistreț sau un salam de mistreț, mă rog, ce vrei să-ți faci tu. Deci mă duc doar așa, de plăcere și fac mâncarea respectivă, care oricum nu o găsești în restaurant și mai deosebită de cât un grătar sau șnițel și atât, nu am pasiuni din astea exagerate. Care ți este cea mai dragă parteneră de vânătoare? Pușca mea.
și ca persoană, mi-ai spus că face plăcere să vânezi cu... Cea mai cunoscută persoană, da. Nu cea mai dragă, cea mai cunoscută, că după aia se interpretează. Nu, păi am fost cu Helmut Ducadam, că suntem din același oraș, la vânătoare împreună, suntem chiar fonduri apropiate, ne mai întâlnim și pe drum. A fost fotbalistul Vlădoiu, sau cum îl cheamă, și cu el am fost la vânătoare. Radu Pietreanu de la Vacanța Mare, care a fost la un moment dat și talerist și a avut și chiar rezultat bun, bronz la naționale. Așa, când ești la vânătoare, toți suntem verzi, nu sunt nici vedete, nici oameni simpli. Vlădoiu se știe că e un mare vânător, dar domnul Ducadam nu se știa, chiar se pricepe? Da, na, chiar se pricepe și e vânător vechi. Nu e un novici așa. Știe. Deci hotărâtă pentru Olimpiada de la Rio. Da, mergem înainte. Poate cu o medalie de gât? Aia și-o dorește oricine. Aia și-o dorește oricine și nu poate fi... Deci întrebarea asta n-ar trebui să existe. Medalia și-o dorește toată lumea. Acum depinde de momentul ăla, că pregătită e toată lumea, știi? Deci toți muncim, ne sacrificăm 4 ani de zile. E mult, 4 ani de zile și zilnic ne sacrificăm pentru o zi. A fost chiar o sportivă aici, la o anumită probă de pușcă, care era gravidă în luna 8 luni. Da. Cum te-ai zis treaba asta? Proba lui Alin. Și eu am tras proba asta, eu nu știu, chiar n-am fost, nu știu dacă a tras, dar este foarte greu, pentru că ea, în momentul în care trage, trebuie să-și sprijine cotul de la mâna stângă în talie, dar ea fiind gravidă, nu cred că mai are talie. Și plus, este modificat centrul de greutate, nu știu. A ieșit pe locul 34 din multe concurente. A fost pe ieșit pe locul 34? E bine. Și a povestit că a și mișcat copilul de vreo 3 ori. Normal, la așa sarcină avansată, normal că mișcă. Dar astea nu le poți prevedea. Copilul săracul, el nu știe pe unde e ce. Eu să-i explice probabil mama lui că a fost la Olimpiada, la Jocurile Olimpice la Londra. Dar este greu pentru ea, că e greu, e greu. Pușca, ți-ai văzut-o, de fapt, înainte de concurs. Că da. Ți-au luat-o, nu ți-au lăsat-o, nu te-au lăsat să te plimbi cu ea prin satul olimpic, nu? Nu, puștile au fost luate de la aeroport, toate, nu numai a mea. Toate puștile, din motive de securitate, au fost luate și ca de altfel ca și la Beijing, acolo încă am stat mai mult după ele. A așteptat toată delegația după noi 2 ore. Ne-au fost ridicate de la aeroport, duse direct în poligon și de acolo n-aveam voie să ieșim pe baza unui număr. Le ridicam atâta timp cât aveam antrenament, după care trebuia să le predăm înapoi. Ai lăsat-o singură? Pază, cu pază multă și serioasă acolo. Pe final vreau să te rog să transmiți un mesaj românilor care se uită, românilor de acasă. Vreau să le mulțumesc, am primit foarte multe mesaje și pe Facebook și pe telefoanele care le am și de la oameni pe care nu-i cunosc și care mă știu ei de pe la televizor, de pe unde m-au văzut. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru că au fost alături de mine și eu nu știu dacă i-am dezamăgit, pentru că totuși sunt la Jocurile Olimpice unde mulți se chinuie ani de zile și nu ajung. Vreau să le mulțumesc pentru suport și să mă susțină și peste 4 ani. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu, mulțumesc foarte mult. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Intră în aplicația de Facebook Împreună la Jocurile Olimpice și susține sportivii României la Londra. Vodafone.